În cadrul domeniului 3.2 se finanțează infrastructură socială, centre sociale pentru bătrâni, copii, persoane cu dizabilități, locomotorii și alte categorii defavorizate. Și aici trebuie să apreciez faptul că pe lângă administrațiile publice locale care au depus aceste proiecte, respectiv primării și consilii județene, avem un actor foarte important și anume Arhiepiscopia Craiovei, care are în special pe acest domeniu foarte multe proiecte cu care deja o parte dintre ele au fost și demarate. Un alt domeniu, 3.3, care finanțează echipamente pentru situații de urgență. În acest sens s-a constituit o asociație de dezvoltare intercomunitară unde membrii asociației sunt cele 5 consilii județene. Este vorba de achiziționarea unor auto speciale care vor fi gestionate de către ISU, inspectoratele pentru situații de urgență, auto speciale pentru descarcerare, pentru atac chimic, nuclear, un centru de comandă chiar, astfel încât timpii de răspuns pentru situații de genul acesta să fie foarte mic și să se încadreze în normativul european. Este și o a doua aplicație depusă care se află acum în evaluare, unde se solicită alte categorii de echipamente care vin în completarea celor din primul proiect deja contractat. În cadrul axei prioritare 3, un alt domeniu major de intervenție îl constituie reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională, având ca principal beneficiari copiii, elevii și tinerii, prin reabilitarea, modernizarea, dotarea școlilor din învățământul obligatoriu, a campusurilor universitare și campusurilor pentru învățământul profesional și tehnic, precum și reabilitarea, modernizarea, echiparea instituțiilor de formare profesională continuă. În cadrul domeniului 3.4, infrastructură educațională, aici avem foarte multe proiecte depuse pentru reabilitări de școli generale, chiar și din mediul urban, pe lângă primăriile de orașe care au depus aceste aplicații, licee vocaționale, campusuri preuniversitare și campusuri universitare. Deci a fost foarte solicitată această schemă de finanțare, undeva peste 200%. Noi ne străduim acum, chiar am scris zilele acestea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, o adresă prin care cerem pe câteva domenii fonduri pentru a se finanța toată lista de rezervă. Deci încercăm să ajungem cel puțin la 135% grad de contractare pentru toate aceste proiecte. Dezvoltarea infrastructurii de turism în regiunea Sud-Vest Oltenia prin programul operațional regional. Axa prioritară 5. Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului cu o alocare de 15% din bugetul programului operațional regional are ca principal obiectiv valorificarea și promovarea durabilă a patrimoniului cultural și a resurselor naturale cu potențial turistic, precum și îmbunătățirea calității infrastructurii turistice de cazare și agrement, în vederea creșterii atractivității regiunilor, dezvoltării economiilor locale și creării de noi locuri de muncă. Activitatea turistică creează cerere pentru o gamă largă de bunuri și servicii, achiziționate ulterior de turiști și companii de turism, inclusiv bunuri și servicii produse de alte sectoare economice, comerț, construcții, transporturi, industria alimentară, confecții și încălțăminte, industria mică și de artizanat. Mai avem o axă despre care trebuie să vorbim, este vorba de axa 5, care finanțează infrastructură de turism, mai exact de agrement și reabilitarea clădirilor de patrimoniu și a monumentelor istorice, unde și administrațiile publice locale sunt beneficiari. Este vorba, chiar în Craiova, pot să vă dau exemplu, cele două muzee, Muzeul Județean, Muzeul de Istorie și Muzeul Jean Mihail. Aceste contracte au fost semnate cu Consiliul Județean Dolj. De asemenea, la Mehedinți avem alte aplicații pe acest domeniu 5.1, reabilitarea Muzeului Porțile de Fier. Este un proiect foarte frumos, un proiect complex care va pune în lumină istoria poporului român, acolo sunt vestigii romane și din perioada medievală. De asemenea, se vor reabilita secțiile muzeului și se va moderniza acest edificiu.
De asemenea, Palatul Cultural Teodor Costescu, Teatrul din Drobeta Turnu Severin, care este tot o clădire de patrimoniu, foarte importantă și e un proiect extrem de complex. Regiunea Sud-Vest Oltenia are de promovat un potențial turistic divers care oferă posibilitatea practicării unei game largi de forme de turism și pe toată durata anului. Cunoașterea produselor românești prin turism reprezintă un factor principal de promovare internațională a economiei României și de dezvoltare a pieței naționale. Concluzii și perspective de dezvoltare pentru perioada imediat următoare. Noi avem un număr foarte mare de proiecte depuse vis-a-vis de suma alocată pe care regiunea noastră o are la dispoziție pentru perioada 2007-2013. Practic se solicită dublul acestei sume. Avem în jur de 1.300.000.000 sumă pentru toate aplicațiile depuse și e vorba de 760 de proiecte. Deci credeți-mă că totuși e un volum foarte mare de muncă. Sigur, în cadrul acestui program, o să vedeți în ceea ce urmează să spun, sunt și eligibile și societăți comerciale și ele au o mare contribuție, dar vis-a-vis de ceea ce probabil dumneavoastră știți din viața publică, faptul că sunt culpabilizate autoritățile publice locale, că nu sunt capabile, n-au capacitatea administrativă să realizeze astfel de aplicații, eu vă pot spune că nu este adevărat. S-au mobilizat într-un timp foarte scurt și nu este simplu să faci astfel de documentații, să ai avizele plătite și e vorba de realizarea unor studii de fezabilitate, proiecte tehnice. De foarte multe ori se confruntă cu faptul că nu au foarte clare documentele de proprietate. Și la noi în program totul trebuie să fie cristal, adică Uniunea Europeană nu acceptă să financeze proiecte unde cel puțin documentele de proprietate nu sunt clare. Și de asta vă spun, au și idei, au și inițiative, noi colaborăm foarte bine pentru că suntem în acest peisaj al finanțării proiectelor cu fonduri europene încă de la început, de acum aproape 13 ani și s-a stabilit așa o legătură foarte frumoasă. Cu orice inițiativă venim către administrațiile publice locale, dânsii o recepționează imediat și dialogul este eficient, pot eu să spun. Oricum, în acest moment, la nivelul programului, stăm foarte bine. Avem cam 85%, chiar spre 90%, că urmează să mai semnăm până la sfârșitul anului câteva proiecte destul de importante cu Primăria Slatina, de asemenea pe mediul de afaceri se vor mai semna. Deci suntem cu mult înainte sau în grafic de felicitat, pot eu să spun, poate e considerată lipsă de modestie, dar acesta este adevărul. S-au făcut eforturi foarte mari și a mers foarte bine cu activitatea de contractare și chiar cu cea de decontare, de plăți pe proiecte. Autoritățile publice locale au capacitate de a accesa aceste fonduri. Așa cum am spus, noi avem nevoie de bani, proiecte avem destule la acest moment, tocmai pentru a putea acoperi nevoia de finanțare în regiunea noastră.